Alex Vlad, un meci interesant pentru voi. Ați început cu emoții, ați terminat bine, n-a fost o victorie, dar e o experiență pentru fiecare dintre voi? Da, așa cum a spus și dumneavoastră, cel puțin eu am început cu destul de multe emoții, dar cred că mi-am dat drumul pe parcurs la joc și în setul 2, atât eu cât și Vlad am jucat foarte bine, dar am mers cap la cap, dar știți cum e, în tiebreak orice se poate întâmpla. Da, da, la prima colaborare e mai greu, într-adevăr am început mai cu stângul amândoi, dar pe final ne-am mai redresat, dacă am târziu, adică. Știu că sunteți amândoi la Dinamo București, vă gândiți pe viitor să păstrați așa o relație de un dublu, să-l permanentizați? Da, cine știe, eu aș vrea să mai fac în continuare cu Vlad, dacă vrea și el, acum să vedem ce-o fi. Poate să, dacă ne mai nimeni la turnee și așa, de ce nu, na? Nu știu, ce ne-e greu acum la noi să îți găsești pe cineva stabil, ca să zic așa. Că tot joacă turnee în fiecare parte, adică nu e așa ușor să-ți găsești pe cineva să zici că, bă, jucăm la fiecare turneu. Că noi acum ne și, nu știu, puțin eu mă concentrez mai mult pe simplu, adică, na, nu prea mă deplasez la alte turnee special pentru dublu, da. Dar dacă se mai ivește ocazia, da, de ce nu? Cum a fost pentru voi ca experiență acest turneu simplu dublu? Cum v-ați simțit? Ce v-a plăcut? Mai veniți? V-a ajutat? E ok pentru voi? Pentru mine a fost o experiență extraordinară. Datorită faptului că am câștigat național de 18 ani, am primit wildcard-ul acesta pe calificări și vreau să le mulțumesc organizatorilor. Și da, să fiu în același loc cu niște jucători de top care am văzut cum se comportă în afara terenului, nu doar în teren. Am reușit să bat și mingea cu unul dintre ei. Pentru mine a fost o experiență extraordinară și vreau să le mulțumesc încă o dată organizatorilor. Da, să joci la turnee ca așa e o experiență. Din toate punctele de vedere, că na, dacă vrei să ajungi acolo, trebuie să treci prin așa ceva și... Da, e o experiență bună. Și ca ultima întrebare, ce aveți voi, ce v-ați plănuit pentru partea a doua anului de aici încolo? Vreau să îmi îmbunătățesc jocul. Am văzut acum cam care ar fi nivelul și tractare de mine. Da, exact, tractare de mine să ajung la același nivel. Cum am spus, ce în îmbunătățire și turnee multe. Da. Mulțumesc mult, felicitări, gata.